Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. De data aceasta suntem pe canalul 36, am zis să mai facem o cărășeală aici. Sunt cu prietenii mei de la bloc Iovi și Soare. Sper că o să avem și ceva trăsături. Până acum a fost apa tulbure, dar îmi pare că se prezintă puțin mai bine. A mai scăzut puțin. Buruiană nu prea se vede. Sper să nu fie chiar multă. Locul arată bine ca de obicei. Am pescuit acolo pe partidele anterioare când am fost cu fratele meu. De data asta am ales să venim mai la umbră. E salcia asta mai mare. Băieții bag acolo la rece berele la gheață, la ladă, una alta. Acolo avem doar o salcie și e cam mititică unde am stat cu fratele meu, dar aici pare a fi umbra mai ok. Da, e mult mai bine aici. Câteva gunoaie, dar o să le strângem. Și au lăsat găleata, nu le-a mai trebuit. Și roșie, ca să sară așa în evidență că ar fi gunoaie. Să aibă de ce să se ia de noi ăștia, ecologiști. Da, am zis să mergem la Dunăre, dar băieții n-au pe gheu și am zis hai să nu riscăm, să nu ne lipim de vreo amendă. Mergem pe 36 și aia e. 36-le vara ne-a oferit mereu caras și din când în când am mai intrat și câte un crăpuștean. Acum dacă avem noroc să intre, foarte bine. Dacă nu, ne scoatem prăjeala și toți suntem mulțumiți. Arată bine, arată bine. Da, ne organizăm. Văd că e liniște și nu văd pescari. Deci până aici n-am văzut nicio mașină. O altă mașină de la noi din cartier a trecut doar ce pe lângă noi. Cred că merg înspre intersecția cu Șoantea, nu știu sigur. Ia spuneți mă, toate sunt în regulă? Ce? Toate sunt în regulă, nu? Da. Mai aveți bere? Da. Berea, țuica, vinul la rece, da? Da, țuica vă dau acum, am un păcărel. Gata, s-a făcut. Rece, nu? Gata, s-a făcut. Hai. Dar păcărelea nu pot să vă dau. Nu, acolo bem vinul. Servim o țuică și ne punem pe treabă, nu? Ia zi Soare, ne mutăm locul, nu? Gata. Numai că ia uite ce avem aici. Ne-am lămurit, ce să mai... Bă, și ce-mi pare rău că am scos tot din mașină, bă. Nu, pe iarbă, puțin pește. Hai, trebuie să strângem tot acum. Ne ia vreo oră. În stilul ăsta, Iovi. Aoleu. Deci nu avem încotro. Ne omor. Dăm lansetele afară, e full de buruiană și vine pe substrat buruiana. Asta că ne-a amăgit, n-am văzut-o venind pe suprafață cum se vede pe malul celălalt pe acolo. Deci vine pe substrat, vine ca și o imana, deci au! Japonia! Schimbăm locația! Pescărușu! Gata, schimbăm locația. Schimbăm locația că nu mai ține. Cum e aia? Asta e locația, zine combinația! Asta nu mai e locația, nu mai zic combinația. Am fugit de aici. Lasă intrare, nu faci. Stai mă, Iovi, că îi dăm și cuțuică. Iovi, o intrare. Laur. Iovi, m-a luat cuțuica, gata. Laur, face fratele tău o intrare. Gata, fratele meu, hai să facem intrare. De aici nu mai plecăm. Opa! Lasă că aia e pentru pești. Ia zi Soare. E altceva, nu mai e curent, nu mai e nimic, nu? Dacă dă Dumnezeu să fie un pește aici, asta este. Soare, acum spun. Laur. Noroc să ne întoarcă. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea, fraților. Frumos tare aici, mă. Nu? Mamă, și rece. Tractoare. Pentru toți pescari de pe la stă cu Lunetă, să fiți sănătoși, v-am cupat, noroc. Sănătate tuturor! Că atunci, la Dobrogea. Sunt de părere că aici au fost unii, au lăsat câteva gunoaie, le-a fost lene să adune pe aici paharele și ambalaje și nu știu ce. Ăsta, focul ăsta încă fumeg aici. Arată bine canalul, mă. E tulbure mereu stipocul, n-ai ce să spui. Aute,
A, uite cum a sărit acolo soare. Aia meu și ala ăla. Gata, mă. Soarele, mamă. Amă, dacă punem masa și tare și cădoși cu brânză așa, mâncați? Tăiem, tăiem. Și primul pește al meu? Nu pot să zic că e primul pește al partidei, de e primul pește al meu, că mai devreme a prins soare un cărășel. Iuhu! În sfârșit, în sfârșit îi vedem și noi culoarea cu adevărat. Nu, băieți? Ne-am pus, stăm la masă, a făcut Iovi o machidonească de aia de-a lui, o tigaie machidonească. Pui o țuică, Iovi? Avem să joc la apă, gata, ce să mai... Frumos. Este Iovi. Dă la afară. Opa! O, ce caras frumos a prins Iovi. 1. 1. Te iubesc, Laur. Te iubesc, Laur, că m-ai lăsat să-l iau. 1 și frumos. Dacă nu vi-l aruncam pe toți înapoi. Marfă. Tocmai spuneam lui Soare că în loc de clopoțel, eu pe feeder am pus libelulă. Fugi libelula, a venit peștele. Da, dacă eu nu sunt așa atent și m-am uitat puțin așa spre feeder și nu mai văd libelula, înseamnă că a tras. Și trebuie să-mi iau seama. Că să rup scaunul. Rup scaunul în două. Ia uite, scot pescarul din garaj și pornesc cu demaraj. Spre lansat ca să-l iau. I-a zis Soare, mamă ce biban, Soare, vino încoa cu el, mamă, să-l vedem. Mamă, pe tablă ăsta. Vino încoa. Vino încoa ce Soare ăsta, da, bibenainen. Mă, și-mi place, mi-a stat în bucătura la locul ei. Ți-a lăsat în bucătura, da, ai. Dar cât te-a încertat să bagi la îmbucătură Soare? Cred că vreo jumătate de oră, nu? Ce ți-am zis? Ești tabla, singurul care are la apă sare, o lansetă. Tablă, sare, dar mai târziu, Oleg. Și bătaie. Bravo. Lansetarul, lansetarul. Shalom, bă, frate, uitați-vă. Shalom a fost, bă. N-a tras la ori, n-a tras tare, mă, așa a fost să fie. Am scuipat eu. Cârligele astea mici de patru, dar de multe ori l-am păcălit. Frumos, frumos. Lasă că deci... De ce, pe felie? L-ai văzut? Zile, mă, la băieți, că e șalău aici. Era mare, mare, mare. Adevărat? Da. Următorul, aștept următorul. Ăla-i tati. Adu-mi ciocul, adu-mi ciocul, adu-mi ciocul. Ia. Adu-mi ciocul. Opa! Ți-am zis că a plecat cu el? Opa! Ăla-i tati! Opa, scrie pe tine cumva Saramură! Ăla-i tati! Bine, băieți! Pescari din Dobrogea, băieți, lansetari! Saramură! Lansetari, bă, băieți, pe ferie, bă! Unde ți-a cu lunetă? Primul l-am ratat, dar al doilea... L-am bubuit! Ia uite, băieți! Ia uite, mă! E? Ia să vedem. Uite ce frumos. Ce trebuie? E ce trebuie. Hai la umbră că ne acop soarele. Încă unul pe felul. Nu e, mă? Nu e, bă. Bă, dar ce fir a luat, bă. Ce-a întins-o, bă. Ai văzut? Bă, mă, a scuipat-o prost. Bă, ce fir a luat, bă. Ce l-a întins-o, lasă vrăjeala. Cârlig de șalău. Dar aia era acolo, bine, bine. Șalui, șalui s-a dus. Dar nu, dar s-a dus bine. Da, mă, a frumos. S-a dus și al nostru. Nu, mă, cred că șalou umblă pe felie acum. S-a dus și al nostru. Acum trebuie bubuit. Bă, dar ce, bă, dar ce am fel a întins, mă, de 3-4 mâini. Saută băieții de pe lansetă. Bă, e aici. Uitați, bă, ce frumos e, mă, aici, mă. Noi ne simțim foarte bine aici, adică, nu știu, avem trăsături. Vă pupăm, lansetarilor, v-am pupat. Ia, vezi, mă, ce e? E pește, mă. Dă-i până trage. Eu zic că e pește. A? Nu mai gâdili, mă, trage-l. Vrei să-l simți, eh? A, ne ții în suspans. Nu e? Nu, dar ți-o din deau, scoate. Te-ai văzut? Da, da, da. Ia, mă? Haide, mă, te alinzi, mă, scoate la afară, mă. Nu-i. E, nu-i, că tu îl iei, îl ții de fir așa. Ce dracu stai în copii? E. Vezi că e carasul. Este, bă, mă, râde de noi. Râde de noi. Ce Caterinca ai în tine. Opa! Cărășainen! Adu-mi ciocul. Nu! A, nu, nu. Ciocul.
Nu, nu, nu. Ștuculița. Asta e altă saramură. Nu mai aduce mă nebunule. Hai mă, măcar să băgăm. Mâliță. Asta merge înapoi. Eliberat. Ia uitați vă ce ștuculiță frumoasă. Să le mănâncă lauri la ea, la an. Ce pleca, am zis prima oară cum ea cu scrișoara, am zis că am plecat. Da mă. Să nu credeți că o ardem prea modest. Suntem pe parizel, cu brânză, cu castraveți murați, tăiem roșii. Așa, simplistic. Nu bravo. Țărănește. Mai prea multă brânză. Am și berea asta de sărată. Știi cum merge voi băieți berea cu... De bere. Și cum merge berea asta, bă, cu brânza asta? Bă, leși, cu castraveți aia murați. Bă, ce să vă mai zic? Ce să mai... Laurențiu la platoane. Tăie roșii și castroane. Bun. Bânzătele mea de oaie. V-am pupat și sănătate. Ne auzim. Bun. Ne-am băgat la umbră. Am tras, cred că, vreo oră de somn, a? Uh-huh. I-am dat, i-am dat. Hai ce o simt, cu partea asta. Am pus să salge, am zicat direct. Ne-a tumbat pe toți. Am pus lansetele din nou. Apa e de izvor, aia ne-a pus Le-am pus porumb nou în cârlige. Le-am băgat de la conservă. Am văzut că la ăla de la conservă am avut rezultate. De la i-am băgat de data asta. Bate vântul, ha? Frumos, nu? Bună, mai devreme eu copt. Da. E bine, abia m-am hidratat, soare, brânza aia sărată tare, tate. Și castraveții murați, nu mai zic, uai, lei. Da. Le-am pus boabe din nou la lansete. În partea aia undițele sunt pe îmbucătură, fiderele la fel sunt cu monturi de șalău și pe îmbucătură. Cald, foarte cald a fost în după amiaza asta. Dar ce frumos a tras soare. Bă, dar ce frumos a tras, bă. Nu știu ce să mai zic. Hei, dar ce a dat în ea, bă? Trăsătură, nu vrăjeală. Da, ce să mai, te-a fentat. Stăteam la taclale, sub salcii acolo frumos. El făcea dominații. Hai, ce urt a făcut amândouă, a făcut așa urât. Ușor, ușor. E da. Bibanos. Ce urt au făcut amândouă odată, mă? O fi venit bancul, mă? Amândouă odată, mă, ești nebun. Nu, că aia încă e întinsă. Amândouă odată, mă. Da. Nu, încă e întinsă, Iorghi. Iar băieți pe felie. Ia uitați. Ia uitați cum zice soarele așa frumos după copaci. Ce să mai, mă? Libertate. Frumos tare de cea pe lansă de curunetă. Fii atent la ce a tras ăsta. La ce? La biban. Bă, ești prost? Da, mă, avem un bibanaș mititel aici. Era foame. Prinsese mie. Ia uite soare la tine. Aia, bă, de când mă trage... Ăsta, de când trage... Fii atent, bă, biban la biban, bă. Aia, fiți atenți cu ce ne confruntăm. Ce, Doamne iartă, mă. Dar ce e ăsta, mă? Mor, loci. Balau. Ia uitați-vă, mă, fraților. Ia uitați-vă ce sunt mai tâlnete de ea. Băi, mustacioasul ăla. Ne-a nebunit. E al treilea, a, Iovi? Da. Of, Doamne. Ce pește mic pe canalul ăsta. N-ai văzut. Mamă, fratele meu. A venit Laur, la mișto, să ne facă o tablă cașto. Ia uite. Uite ce e aici, frate. Cu șalău. Tras pe spate. Da. Ce vorbești? Gata, mă, se întoarce, mă. Doar că e greu. Mi s-a părut mie că e lipit, dar el era greu, de fapt. Frumos, ia. Ce vorbești? Ce să mai, mă? Ce vorbești? L-am înnebunit. Ia uite-l soare. Ce vorbești? Ia uite-l soare.
Ah, trâncați talentul tău ce feriți. Maica mea. Iar ne facem poftă. Iar ne facem poftă. Campioni, mă, campioni. Am făcut ce am făcut, ne-am scos, bă, nu? Da cu. Hrana. Ce vorbești? A făcut Iovi și a făcut Iovi și o salată de vinete. Mamă, blană salata. Beleam mare ce-am cartierul. Dăm în el cam Bosnia. Beleam mare ce-am cartierul. Este soare. Vă așteptăm, mă, mâncavaș. Suntem blană, frate. Furculița și furculița noi suntem. Am venit la lansete aici, am spus lansetele. Două dintre ele, mergeam să... Era un broscoi mare aici și am zis, mamă, cât de mare e ăsta. L-am alungat, i-am dat un papuc, că a rămas intimidat cum ar veni când a văzut că îi bat cu farul ăsta în ochi. Și acum zic, bă, cât de mare e, m-am mirat așa. Și acum mă duceam spre celelalte două lansete, dar ăsta e mai mare de la mama lui. Ia să vedem. Uite, bă, cât e ăsta, băi, soare. Ia să vedem. Bă, ăsta e tata brutacilor, bă. Băi, ești nebun. Unde, mă? Uite-le, ăsta te mănâncă, soare. Ia uite-l, mă, pe ăsta. Ia uite-l, mă, mâncați și aici. Au ce mușchi are pe spate. Bă, de ăștia mâncați, mă? Bă, nu știu, mișcă, bă, tata, stai, tata, bro, păi nu mai, a rămas hipnotizat. Uite-le ce mare e, bă, băiatule. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Gâdele, ce... Ce salt, bă. Da, ce salt a făcut, nebunul. Jap. Ia, nu mai e niciunul, băi? Ia, bă. Bă, ce brotaci mare. Noaptea pe malul apei, bă. Vedeți, mă? Noaptea pe malul apei puteți să vă găsiți... Momeală. Ia uite-le, bă, l-am văzut. Care, mă? Vino-n coace. Altul, mă? Da, bă, uite-le, bă. I-am văzut ochiul, bă. Da, i-am văzut ochiul. Ia uite-l și pe ăsta, băi, soare. Uite, bă. Ia uite ce e, bă. Uite-l, bă, pe ăsta, bă, uite-l. Ia uite-le. Bă, băiatule, bă. Uite-l, bă. Uite, brotac, ce e aici, bă, băiatule. Ce face? Fugi și ăsta, bă. Vă așteptăm o sată de vinete și ceva pe tablă așa. Ce fructe de mare, ce... Bă! E bombă, mă! Tazenea calorică. Și cu o țuicuță de asta așa frumos. V-am pupat și mai vedem. Pe la stă cu lunetă. Bam! V-am pupat. Băgăm la stomac, tragem și câte o țuică. Adevărat. Și după aia continuăm cu bere. Cam slăbuț cu peștele. Slab, slab. Am avut puțin activitate, dar pește mic. Foarte mic. Am vedea. Iovi doar ce a prins un caras mai devreme. Și soare o roșioară. Și cam atât. Aseară am stat pe ele până la 1 noaptea, mă? Și soare a dormit aici, pe șezlog, lângă ele. Nimic. Mă mâncă așa cald. Mă mâncă așa cald. Bă, dar dimineața până la... Sperăm să avem activitate azi. Ce urlau. Da? Noi am auzit, am dormit buștean. Dar ce am auzit eu, mă? A? Alarmele de bombe l-am auzit. Dar tu vrei război, mă, sau? Auzit, bă, tu ții cu rusul, mă? Bă, tu ții cu ucrainianul, mă? Cu cine ții tu, mă? Am pus undițele la îmbucătură. Feederele sunt și ele la îmbucătură. Și restul lansetelor în partea aia, alea 4, sunt toate pe porumb. Nu știu pe ce sortimente le-a pus Iovi, dar sperăm să tragă măcar unul. Să facem ceva spicy, deci să condimentăm ceva picant, poate mănâncă picant. Mhm, mhm. Vom vedea. Mai stăm, abia ne-am trezit. Dă-l repede, mulinează-l, dă-l afară repede. N-are voie să mai scape ăsta. Dă-l afară. Bravo! Bravo, Iovi! Bine! Da, da. Bine! Vorba de pungă, bă! Ia să vedem, mă, ce se întâmplă aici. Nu se mai activează peștele ăsta? Sunt pe răpitor cu toate astea, patru, și mai am și o lansetă în partea aia acolo. Tot la îmbucătură, toate. Ce, Doamne iartă, mă, niciun biban pe zonă, mă? Nu-i niciun biban pe zonă, mă, soare? Și la boca, nu-i aseară. Da, da, frumos caras. Rășaină. Ce trebuie? Vedea.
Trebuia să mă ardă la porumb acolo soare, ai văzut? Dar și aia din stânga parcă ura ăla de rulea. Uite, ia uite. Lasă. Îi place căpșunica. Asta e bețiv, mă, peștele ăsta. Nu, e de la... E de la conservă. A, e la conservă, ai băgat? Mm-hmm. Am văzut că ai băgat la căpșunică. Dar nu vrea să activeze răpitorul, mă, fraților, nu știu ce se întâmplă. N-am auzit măcar o trăsătură, nici un biban de azi dimineață, nimic. Prea ciudat. Uite, e acolo, mă. Ia atent. O gâdilă. O gâdilă, cred că e vreo babușcuță, vreo plăticuță, nu prea să înghită boaba aia. Da, plăticuța când halește, aia halește. Vezi, a început să sară puțin așa. Păi sară așa, mă uit și încolo, uite, sunt sărituri. Și-a încercat el aici, dar a văzut că nu reușește. S-a lăsat. Uite și la cealaltă. Bă, eu cred că e mic, mă, nu știu ce-i cu el. Prea o molfă e. Ori nu vrea să mănânci și o molfă așa ca prostul. Na. Ia uite la aia, na. Ce, bă, cine? Știi, ține activul. Da, mă. Poate scos pe una din seara. Na, e ceva mic, mă. E ceva mic, mic. Nu vrea. Avem apa adâncă aici, adică undeva la 3 metri a soare, cred că are. 3 metri și... Ia? Uite. Aia prima de acolo. La nivelul meu. Nu, mă. Atras de ea. Ha. Haide, bun. Curaj. Cred că... Nu, n-a halit. Era gol. Mai devreme un caras pe aici, ce ture a făcut cu o plută de asta, l-am scos. Dar trăsătură mișto. N-avem trăsături, oameni buni. Încet, încet am băgat bagajul la mașină. Mă pun să strâng și lansetele și îi dăm spre podul de la 36. Facem o partidă și de spinning acolo la Avat. Poate reușim să înțepăm un avat. De aici, de pe stipoc, pește mic, trăsături rare. Am tot încercat, lansetele la apă au fost verificate mai mereu, dar degeaba. Nu a vrut. Dacă n-a vrut, n-a vrut. Parcă mai bine s-a mișcat ieri, a? A? Da. Ce avem? 7-8 caraș la sajoc și a, două roșioare frumoase. Și cam atât, stai tot peștele. N-a dat nimic, a nimic. O luăm din loc. E ora 11, câte ceasul, mă? Cred că e vreo 11. E ora 11. Am stat și seara târziu, pește foarte mic, foarte mic, nu. Niște mocotei de... Nici nu știu cum de înghițeau cărligele. Da. Ne punem să le strângem și... Îi dăm spre 36. Nu transforma natura în gunoi. Împreună protejăm delta. Fratele nostru Soare s-a dus să arunce frumos gunoiul la container, pentru că așa facem noi. Suntem civilizați. Iar aici e un număr de Brașov 17 DAV care ți l-ai pierdut, băi frate.
Îl găsește aici la containere în gard. Da, îi dăm spre 36, la pod, acolo să vedem care e șpârla. Pescuim și acolo vreo oră, 2, 3, 4, 6. Gata, soare. Toți, băi, când vezi pe aici. Bravo, soare. Păi. Bravo, soare. L-a luat? Da, l-a luat. Meu, abat, mâncava. Bravo, soare. Hai că ți-am dat cicadă cu noroc. Bravo. Toți, băi. Ce vorbești? Ia uite-l. Am spart gheața și eu, da? Ia priviți barja în derivă. Bă, dar sunt curios, vedem unde se duce, mă, frate. Ia uite. Bă, vino, bă, și ia-ți barja, bă. Vine, mă. Uite-l, mă. Ia să vedem, e cam contratimp, nu știu dacă ajunge până să intre sub pod aici. Hop, avatul sare, soare, hai. Am terminat cu pauza. Hai să vedem care treabă. Uite acolo, uite un șarpe cu o plătică, uite. Uite-le, se lupta. Un șarpe, uite, îl vezi? Ia uite-le. Ia uite-mă. Poate îl fură avatul. Ia să vedem. I s-a oprit aici, fii atent ce norocos. Gata, oameni buni. Partida noastră de pescuit aici va lua sfârșit. Din păcate. Hopa. Ah, uite-l, în direct, așa l-am prins. Acum, mă, numai ce l-am agățat. Avatul este foarte mic. Din păcate n-am văzut mai mare de atât, nici eu, nici soare. Stai, mă, că mă înțep, mă, nebunule, mă. O, cum te eliberesc, ești muzică. Peste poc, de asemenea, peștele a fost foarte mic, dar am prins cât să ne facem pofta. I-am văzut culoarea, suntem mulțumiți, ne-am simțit bine. Poate data viitoare va intra pește mai mare. Cine știe? Asta este. Așa a vrut să fie. Vom vedea. Nu știu unde îi dau data viitoare, dar... Mă bate gândul să-i mai trag un tătar, nu știu de ce. Și mi-a spus și fratele meu, zic, hai, Laur, să mergem pe tătar, hai să mergem pe tătar. S-ar putea să mergem pe tătar, nu știu sigur. Pentru că, până în prezent, tătarul a promis cel mai frumos pește. Cea mai frumoasă acțiune, de fapt. Așa că... Și buruiană mult aici pe 36. Am renunțat la partida de pe 36 și ne-am dus pe Stipoc. Ne-am făcut pofta acolo. Și șalăiaș, și bibănaș. Am văzut culoarea și la știucă, și la somotel. Dar foarte mic, foarte mic. Asta este. Vremea a ținut cu noi, n-a plouat. Au fost și nori din ce în ce. Mai tulbure apa, nu știu ce se întâmplă. Scade, crește. Dar niciodată am văzut stipocul. Deci, și schimba direcția, practic. Când intra apa în baltă, când scotea din baltă. Deci nu mi s-a mai întâmplat asta, n-am mai văzut în viața mea. Oricum, toate bune și frumoase. Până data viitoare, să ne auzim numai de bine, țineți aproape, like, subscribe, comentariu, cu sugestii, iar care nu v-ați abonat, vă aștept cu drag pe canalul meu de pescuit Lanseta cu Lunetă. Să ne auzim numai de bine, fraților, țineți aproape, facem frumos, urmează o toamnă șmecheră, presimt!